Centru Cultural Nichita Stănescu și Palatul Culturii Teodor Costescu au organizat în decursul zilei de astăzi simpozionul Semn de Carte. În cadrul evenimentului au participat importanți scriitori mehedințeni. Astăzi, la Palatul Culturii Teodor Costescu a avut loc un important eveniment cultural. Este vorba despre prima acțiune cu scriitori din acest an. Astăzi, în Palatul Culturii, avem plăcerea să găzduim acțiune organizată de Centrul Cultural Nichita Stănescu și de Palatul Culturii. Este vorba de prima acțiune cu scriitorii din acest an. Sunt lansări ale unor scriitori mehedințeni cunoscuți și lansarea a două reviste editate de Centrul Cultural Nichita Stănescu. Avem plăcerea să avem în mijlocul nostru scriitori de marcă precum profesorul doctor etnolog Boteanu, Cornel Boteanu, care a lansat astăzi o carte de poezie, o carte foarte frumos prezentată, se numește Tainica Vină și într-o grafică și ilustrație deosebită. De asemenea, avem împreună cu noi pe Nicolae Jinga, poetul Nicolae Jinga și preotul Nicolae Jinga, care are multe cărți de valoare, dar astăzi lansează Glonte din Amonte și nu în ultimul rând pe Alex Amoc cu Dumnezeu iubește dialogul, o carte deosebită și cu un alt substrat psihologic deosebit. Nu uităm să spunem că valorile județului Mehedin sunt prezentate în cărțile scriitorului Titus Dinuț, profesorul Dinuț de la Șișești, care astăzi vine cu o carte documentară despre ceramica de Șișești. Mehedințul se bucură de scriitorii de valoare care aduc un plus culturii județului nostru.